O altă poveste de viață impresionantă. Aflat în floarea vârstei, când ar trebui să se bucure de familie, Daniel Pălimaru are parte și de tristețe. Cu o experiență de viață vastă, Daniel a povestit întâmplarea care l-a marcat profund. Din cauza unui accident de muncă suferit acum câțiva ani, într-o țară străină, cu greu și-a găsit un loc de muncă. Însă, oamenii cu suflet mare și binevoitori ai Botoșanului i-au sărit și lui în ajutor. Simona Elena, polițista de frontieră, după ce a aflat despre cazul familiei sale, s-a hotărât să îi găsească și un loc de muncă. Misiunea a fost îndeplinită, iar Daniel este agent de pază la o firmă de construcții din Dorohoi. Lucrând în Italia la o firmă de electricitate în Pescara Abruzzo, lucrând cu normă supra... Foarte multe ore de lucru. Cu foarte multe ore de lucru, da, stând sub cistel, sub macara, tăind un fir de curent, mi-a intrat un fir de curent în mâna dreaptă și am fost prin spitale din 2011 până în 2016, până în februarie 2016, când m-a externat total. N-am mai avut dreptul ca să mai fac recuperare acolo. Am revenit în țară. Viața în Italia a fost frumoasă până când s-a întâmplat accidentul. De atunci, Daniel și-a trăit zilele mai mult prin spitale. Se bucură însă că este în viață și are parte de o familie minunată. În timpul accidentului de muncă din Italia, colegul său a decedat, iar el a fost inconștient timp de 9 luni de zile. Sincer vă spun, m-am descurcat foarte bine. Până la accident. La accident a fost o perioadă foarte grea. Medicii din Italia i-au sugerat să-și amputeze mâna, căci șansele de a o recupera sunt mici. Sfatul medicilor din Italia mi-au propus să-mi taie brațul. Amputare. Am fugit de două ori din spital, nu am vrut să accept treaba asta, pentru că mai degrabă stau așa decât să stau fără o mână. Așa au spus că nu este recuperabilă. În schimb, este un domn doctor care îi apreciez foarte mult, care m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus că s-ar putea face o operație doar să-mi îndrepte mâna, doar așa, fără să o folosesc, dar măcar o am. Dar trebuie mult tratament și sunt foarte multe costuri. Deși starea lor financiară nu este una strălucită, Daniel și cu soția lui s-au decis ca în perioada critică pentru toți cetățenii să facă un gest de apreciere. Au contactat-o pe Simona și au donat câteva alimente. La vremea aceea, pandemia de coronavirus a îngreunat viețile tuturor. Soția lui Dan lucra la un restaurant și a intrat în șomaj tehnic. De fapt, ei m-au descoperit pe mine, văzând ceea ce fac. Am făcut acea campanie Ajută un bunic, cu ocazia sărbătorilor pascale. Au decis chiar din puținul lor, dintr-un salariu modest de confecționer, ca să zic așa, al mamei, să participe la această campanie, să cumpere alimente pentru un bunic sau pentru o familie. Ei au zis o familie pentru că așa au vrut ei să aleagă. Greutățile prin care Daniel trece sunt văzute și simțite de soția acestuia, care îi este zi de zi alături. Este foarte greu când... La orice lucru în care trebuie să folosești ambele brațe, îți spune nu pot, deci nu pot. Suferința cred că este mai mare la mine când nu am timp să-l ajut pe el, de exemplu. E foarte greu, cred că e mai greu pentru acel care poate decât acela care, pentru că el trăiește cu suferința. Nu eu simt personal, dar cred că e mai mare la mine, când știu că el nu poate. Deci eu nu pot pleca niciodată de acasă, pentru că el nu se descurcă la bucătărie cu o mână. Povestea este una impresionantă și de apreciat și o puteți urmări integral în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă de pe Somax TV. Emisiunea va fi difuzată în această seară la ora 19:30 și este realizată de către Andreea Ursu.